Directorul adjunct al Liceului Tehnologic Tulburea, Gheorghe Benegui, a scăpat bazma curată într-un dosar în care este acuzat de hărțuire și purtare abuzivă față de o minoră. Victima este chiar o fostă elevă de la același liceu care l-a acuzat pe director de hărțuiri cu conotații sexuale la finalul anului 2017. Cu toate că Gheorghe Benegui era urmărit penal până luna trecută, procurorii Gorjeni au clasat dosarul de hărțuire a elevei. După decizia dată în favoarea lui, Dascălul a anunțat că se va întoarce împotriva celei care l-a denigrat și se va îndrepta în instanță. Sătulă de avansuri sexuale și amenințării dacă nu cedează în fața directorului adjunct al Liceului Tehnologic Turburea Gheorghe Benegui, eleva minoră l-a reclamat pe acesta. În data de 12 11 2017, Liceul Tehnologic Turburea trebuia să participe la un concurs sportiv în județul Vâlcea, lotul de sportivi fiind antrenat și coordonat de directorul adjunct Benegui Gheorghe, care este și profesor de educație fizică. Deși nu a dorit să participe la concurs, fica mea, minora Irina B., elevă în clasa 11 s-a trezit cu două serii de mesaje, SMS pe WhatsApp de la directorul adjunct Benegui Gheorghe, cu conotație sexuală, în care era invitată să meargă la Vâlcea nu în calitate de sportivă, ci ca profesor, adică pentru el, pentru propria ei plăcere, a declarat mama tinerei. Cu toate probele aduse de victimă, Gheorghe Benegui a declarat că el este de fapt victima în acest scandal sexual și că eleva a vrut să-l denigreze. Dosarul s-a clasat și pentru hărțuire și pentru portare abuzivă. Fata a inventat toată povestea. Ea a realizat niște conturi false și și-a trimis singură mesaje. Sunt nevinovat, acum o să mă îndrept în judecată împotriva elevei, a declarat Gheorghe Benegui. Deși Gheorghe Benegui era cercetat de 2 ani într-un dosar penal pentru hărțuire și portare abuzivă față de o minoră, procurorii au clasat dosarul.